Financial Times a publicat o scrisoare a ministrului român al justiției în care acesta solicită ca Laura Căldruța Chioveși să nu fie numită în funcția de procuror șef european. Tudorel Toader a declarat pentru Mediafax că scrisoarea publicată în Financial Times a fost transmisă în numele Guvernului României. Institutul Național de Statistică a reconfirmat astăzi creșterea economică din 2018 la 4,1%. Avansul produsului intern brut a fost susținut în special de industrie, cu o contribuție de 1 punct procentual, și de comerț cu 0,7 puncte procentuale. Inspectoratul de Poliție Botoșani a deschis o anchetă după ce fata de 12 ani din Monoleasa, care cântărea doar 6 kg și care a fost internată în urmă cu 2 săptămâni în secția de ATI a spitalului din Botoșani, a murit. Taxify, platforma europeană de transport la cerere, are de astăzi un nou nume, Bolt, și o nouă identitate vizuală. Aplicația permite accesul utilizatorilor la diferite mijloace de transport, de la mașini și motociclete la scutere. Iar CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, anunță intenția de a se concentra asupra garantării confidențialității pe internet pentru utilizatorii platformei sale, după un an în care problemele legate de intimitate și securitatea datelor i-au dat bătăi de cap. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.